Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință. De data aceasta am invitat să avem împreună cu noi o familie pe care o cunosc destul de aproape, de aproximativ 7 ani de zile de când s-au mutat și s-au relocat în Arizona. Este vorba de familia Hasna, Cornel și Emma, cărora le spunem bun venit în ziua de azi, cu mulțumire că și-au pus timp deoparte ca să vină și să împărtășească cu noi câteva din experiențele prin care ei au trecut în ultimii ani. Cred că în ziua de azi o să începem cu experiența voastră la 2 ani după căsătorie. Din discuțiile noastre am înțeles că imediat după ce v-ați căsătorit, ca și majoritatea cuplurilor tinere, ați dorit să aveți copii și ați așteptat din partea lui Dumnezeu ca să vă binecuvinteze în felul acesta. A trecut o lună, 2, 6 luni, un an și o lună și numărați lunile și vă puneați întrebarea dacă și când. Am înțeles de asemenea că ați ajuns într-un moment în care, poate nu chiar la disperare, dar aproape, în care ați cerut intervenție din partea lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu este Cel care dă viață și care binecuvintează familiile cu copii. Ce s-a întâmplat sau care a fost experiența dumneavoastră în cuvintele dumneavoastră referitor la acest subiect, văzând că trec lunile și anii și sora Emma nu rămâne însărcinată? Deja cum ați spus, am fost destul de doritori și destul parcă nu aveam răbdare și ca oricare alt tânăr necăsătorit, căsătorit, tineri căsătoriți, formând o familie, desigur ne-am dorit copii și ne-am dorit mult copii, mai ales că facem parte, atât eu cât și soția mea, Emma, venim din familie numeroase, vin din familie cu 10 copii. 10 copii în familia 10 dumneavoastră. 10 copii. Emma, 8 copii, care 2 înfiați. A fost destul de greu un pic pentru noi când am văzut că au trecut, cum au zis, lunile, un an și 6 luni, un an jumate, a fost destul de greu așa și atunci au fost aproape la 2 ani de zile când s-au hotărât cu biserica locală Happy Valley să fie 40 de zile de post și rugăciune în fiecare dimineață. Era rugăciune la biserică, începând cu ora 4, dacă mi-aduc bine aminte. La 4 dimineața, fiecare venea, se părândau fiecare cum puteau veni. Și noi ne-am hotărât, vorbind acasă, am zis că trebuie să stăm și vrem să stăm înainte lui Dumnezeu. Credeam că Dumnezeu poate să lucreze, deși nu știam, e ceva rong, o să avem, nu o să avem, ne întrebam. Eram tineri doritori ca să avem copii și ne întrebam mereu. Și atunci, la 40 de zile, când am început să venim la biserică, dimineața la rugăciune, înainte de să ne continuăm ziua la muncă și apoi, bineînțeles, postind, rugându-ne și după, dacă mi-aduc foarte bine aminte, după perioada de 40 de zile, vorbind cu soția, cu Emma, am hotărât să ieșim în fața bisericii într-o seară la rugăciune și am ieșit în față când a fost chemare atunci, când ați făcut chemare în fața bisericii, am ieșit în față și s-a făcut tungerea. După încheierea celor 40 de zile de post și rugăciune care s-au desfășurat în adunare, yes, în care în fiecare dimineață erau rugăciuni aici prelungite și oamenii veneau după posibilități fiecare, după programul lor. Am anunțat o seară specială în care oamenii să vină la casa Domnului cu nevoile lor și să facem chiar și ungere cu un de lemn pentru bolnavi sau pentru
alte cauze chiar fizice cu care oamenii se confruntă, deci despre o astfel de seară vorbind. Yes, yes. Și ați ieșit amândoi. Am ieșit amândoi în față, am zis că amândoi eram, chiar dacă soția era aia care trebuia Trebuia să să fie aducă sărcină. ea, și eu eram alături, am fost alături de ea, am ieșit în față împreună și nu mult timp, 6 săptămâni după aceea seară, am primit vestea că soția a fost însărcinată, era însărcinată. So, pentru aia noi n-am avut decât altceva decât să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a lucrat într-un mod care parcă nu ne mai așteptam. Eram în așteptare, dar parcă nu ne mai așteptam. Eram așa. Aproape că v-ați pierdut nădejdea. Nu Aproape știați că. dacă puteți să aveți copii sau nu. Yes. Cred că îngrijorarea numărul unu pentru orice familie tânără care se căsătorește și vrea să aibă copii și trece o perioadă de timp fără copii, întrebarea numărul unu e: oare o să avem cândva copii? Punctul principal e dacă în seara respectivă voi ați ieșit înaintea lui Dumnezeu în mod specific pentru scopul În mod acesta. specific. Pentru că asta e experiența voastră. Pentru altcineva care ne urmărește, poate să spună că asta nu înseamnă nimic sau e o întâmplare, dar experiența voastră personală arată Ia, noi am ieșit complet. când am ieșit în față la rugăciune, am ieșit să aducem această cauză. Și Dumnezeu este cel care a lucrat și a binecuvântat cu viață. Așa, trecem la sora Emma. Cine s-a născut după această experiență și spuneți-ne ceva despre viața acestei copile care Dumnezeu v-a trimis-o și cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Așa cum Cornel a spus, de la început, hotărârea noastră când cele 40 de zile de post cu biserica au început, ne-am hotărât ca principala cauză a noastră înaintea Domnului să fie un copil. Ne doream. Amândoi suntem din familii mari, cum o zice și el, și nu numai asta, dar am fost singuri aici și noi ne doream o mângâiere, neavând familie aici, neavând pe nimeni, am zis, dacă avem un copil, o să fim și noi împliniți ca familie, să fim altfel. Deci introducem aici ceva. Voi aveți familii mari, veniți din familii mari, dar Da. nu aici. Unde e familia Nu aici, ta, frate Cornel? nu aici. Suntem aici, nu avem familie, mai ales din partea mea. Împrăștiați pe unde sunt ai Împrăștiați voștri? majoritatea, doar părinții au rămas acasă în România, cu o singură soră de-a mea, restul alți 8 frați, care și ei la rândul lor, 5-6 dintre ei căsătoriți, s-au localizat în Londra, Anglia, slujește ei pe Dumnezeu acolo, în Pe biserica. unii din ei îi cunosc în Londra, Ia, Dumnezeu să-i binecuvânteze. i-ați cunoscut. Deci, veniți din familie mare, dar la distanță. Noi am Voi venit ai singuri singuri, aici. Noi am familia venit singuri. voastră. Familia mea, părinții sunt acasă și cu un confrate. Am 3 frați în Germania, unul în Cehia. Europa și ei răspândiți care cum au putut mai bine. Deci ne-ați făcut să înțelegem că pe lângă faptul că orice familie tânără își dorește un copil pentru că așa e normal, voi aveați o dorință în plus pentru faptul că nu aveați familie aici. Erați numai voi doi și aveați A nevoie fost ok, de 2 cineva ani în de plus. zile, dar după o perioadă am vrut și noi să ne simțim împliniți ca familie, neavând părinți, frați, surori. Am zis, dacă avem un copil, suntem mai busy, uităm de dorul ăsta de casă, de țară, de părinți, deși nu uitam, dar Vă teoretic, zic, mângâiați, vă exact, mângâiați. am zis noi că o să fim mai împliniți. Și Cine s-a născut și cum și ce probleme au fost cu ființa aceasta frumoasă și plăpândă care a venit în familia voastră? Am rămas însărcinată 9 luni mai târziu. Sarah a venit pe lume. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Sarah. Sara. E o fetiță specială. Bineînțeles că știu, fiecare părinte crede de asta despre copiilor. Sarah am născut-o în urma unor complicații, o trebuie să am cezareană de urgență. În timpul sarcinii nu am avut probleme, dar la naștere nu am putut să nasc și m-au ținut prea mult.
să încerc să nasc și din cauza asta am ajuns la o operație de cezariană de urgență, în timp ce ei m-au lăsat să nasc și credeau că o să nasc până la urmă. Ei nu au sesizat doctorii că Sarah, inima ei s-a oprit la mine în burtă și ea au fost la câteva minute, au zis ei 5 minute fără heartbeat, fără bătaia inimii. Așa. Și când au început toate aparatele să sune alarme, ei au venit imediat, au scos-o și mi-au zis că au rămas cu o problemă la inimă. Una dintre valve nu i se deschidea cum trebuie la inimă. Și mi-a spus că putem să încercăm, fiind așa mică, să regleze problema asta cu ceva tratament. Am zis, bineînțeles, facem tot ce se poate, să o vedem sănătoasă, să fie ok. Și am încercat câteva luni de zile, de 3 ori pe săptămână, mergeam la tratament, la spital cu ea. După 6 luni, în luna decembrie, am născut în iunie, în decembrie, doctorul mi-a zis, uite, tratamentul nu lucrează, nu avem altă șansă decât să încercăm să reparăm surgical problema ei. Și vă dați seama, ca mamă, m-am cutremurat, am zis, Doamne, e așa de mică, așa de plăpândă. La șase luni, ia. Intervenție chirurgicală la inimă. Doctorul a zis că nu-i complicat, să nu mă sperii, că totul e ok, o să fie ușor, o să fie, bă, ca orice părinte, ca orice mamă, ți se rupe inima să primești așa o veste. Și atunci, încă o dată am spus, Doamne, venim din nou la Tine, știm că Tu poți să faci mai mult decât poți să facă doctorii, știm că Tu poți să te atingi de ea fără ca doctorii să mai o taie, să intervină. Și am hotărât din nou, zile de post, cu rugăciune și în decembrie, în duminica cinei, seara, la programul de seară, ați făcut chemare iarăși pentru ungere în față. Și nu am știut că o să fie ungere atunci, dar pe moment când am auzit, ne-am uitat unul la altul și am zis, asta e șansa noastră. Și am ieșit în față cu credință, cu Sarah în brațe, v-ați rugat pentru ea, ați atins de ea, ați pus balsam peste ea și au trecut sărbătorile, a fost ok, na, ne-am bucurat de sărbători și știam că după sărbători trebuie să mergem, așa au zis doctorul, că trebuie să mergem să programăm operația. Deci în luna decembrie ați avut o întâlnire inițială cu doctorul ca să discutați situația fetei și urma să vă întâlniți ceva mai târziu pentru o programare specifică. El a zis că după sărbători, să o lăsăm după sărbători ca să putem să fim în familie de sărbători și după sărbători, că a zis, nu e chiar așa de gravă problema, dar trebuie reparată, trebuie intervenit și am spus ok, au zis, mergeți acasă, aveți sărbătorile, bucurați-vă și în ianuarie, în 5 ianuarie, trebuia să mă duc înapoi. Și am zis, ok, ne-am dus în ianuarie, când m-am dus, pentru că ultimele raze care le-au avut la inimă erau din luna octombrie, au zis că hai să fac încă o dată razele, să aibă update, să aibă ceva mai nou. Mai recent. Da. Și au făcut, au venit înapoi și au zis către mine că ai adus alt baby, că ăsta nu-i același baby. Și am zis, nu, e aceeași fetiță. Și el a zis, nu se poate, pentru că uite razele din octombrie și uite razele de azi. Nu-i aceeași inimă. Și am strâns-o în brațe pe Sarah și am plâns și am zis, Doamne, mare ești. Am zis, deci la doctor, ăsta e Dumnezeu nostru. Nu eu am făcut nimic, n-am schimbat baby, Dumnezeu s-o atins de ea și el a zis, mergeți acasă și bucurați-vă de viață. Deci Sarah avea atunci 6 luni. 6 luni, 6-7 luni.
când ați fost la medic pentru problema asta ultima dată. Ce s-a întâmplat cum a decurs viața ei de atunci? Ce vârstă are fetița? 5 jumate acum. 5 ani jumate. Deci vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 5 ani, nu săptămâna trecută. Deci mama a chemat la control 6 luni după aceea, 1 an după aceea, până la 2 ani. După experiență, deci ea avea 2 ani jumate și m-a chemat ca să vadă dacă s-a mai schimbat ceva. Și după 2 ani mi-a zis, nici nu mai veni, că fata nu are nimic, e perfect, sănătoasă, nu știu ce s-a întâmplat, ce ați făcut, dar ea nu are nicio problemă. Și nu am mai fost de atunci la cardiolog. Da, slăvit să fie Domnul. Nu avem decât cuvinte de mulțumire de adus înaintea lui Dumnezeu, care intervine într-un mod supranatural. Noi ca și credincioși adevărați, acceptăm, cerem și credem în intervenția lui Dumnezeu într-un mod supranatural, chiar și în problemele de sănătate în zilele noastre. Nu doar în lucruri de suprafață, nu doar în experiențe care pot să fie explicate pe cale omenească. De multe ori Dumnezeu lucrează în modul în care noi nu putem explica de ce sau cum a lucrat sau cum a intervenit Dumnezeu. Și foarte interesant pentru noi că nu e necesar ca să explicăm. Noi acceptăm experiențele de genul acesta ca și minuni. Și aceasta din cauza credinței noastre. Acum putem să trecem în timp puțin la o altă experiență în care ați primit o veste tristă în familie. Care dintre voi a primit vestea asta primul? Că nu știu exact dacă sora Emma a primit vestea sau fratele Cornel a primit vestea. Știu despre cine e vorba și o să afle telespectatorii noștri în următoarele momente, dar cine a primit vestea? Eu am primit vestea. Așa. Cam în ce vreme a fost vestea și despre ce a fost? După ce am născut pe Sarah, câteva luni bune, aproape de 1 an de zile, am început să mă simt rău. Am zis, cine știe, stresul, oboseala, toate cele. Dar am început să mă simt rău și la 2 ani și jumătate după ce am avut pe Sarah, am hotărât că să mergem la doctor să vedem totuși ce se întâmplă, că nu se îmbunătățea starea. Și am făcut inițial niște analize generale, la care doctorul mi-a zis că nu au ieșit așa bune și să le refacem. M-am dus, le-am refăcut. După ce le-am refăcut, tot așa au ieșit, sau chiar mai rău, de fapt, a doua oară. Și mi-a zis că nu are vești bune. Și mi-a zis că are o suspiciune, dar nu poate să confirme până când nu facem biopsie. Când am auzit de biopsie, ai tras concluzia că Mi-am dat seama că situația e destul de gravă, sau, cum să zic, suspiciunea era destul de serioasă. Și i-am zis, ok, facem și biopsia. I-am zis, vreau să-mi spui despre ce e vorba, you know, să nu încerc să mă protejez cu că o să fie ok, așa spunem. Exact, îmi place direct să-mi spui ce îi, să știu cum să iau și cum să procesez totul. Nu mă lua pe ocolite. Medicii uneori au intenția să ne protejeze, să ascundă lucrurile, să le pună sperie în cuvinte mai dulci, ca să nu ne sperie, să facem un infarct pe loc și să cauzeze ei moartea noastră. Ați avut îndrăzneala asta ca să... Da, i-am spus la doctor, era doctorul meu care îl știa, mă cunoștea, i-am zis, am încredere că îmi spui ce se întâmplă, indiferent ce îi, vreau să știu. E bine pentru mine să știu ce îi, ca să pot să știu cum să merg mai departe, cum să mă adun, cum să mă reculeg. Altfel să consuma și ne consumam. Eu sunt genul de om care mă consum mult, foarte mult dacă nu știu ceva, dacă... E teama, frica de necunoscut.
Vreau să știu și chiar dacă e grav, exact. E mai bine să știu decât să nu știu nimic. Exact. Yes. Ok. So, am făcut biopsia și după ceva vreme au venit înapoi, m-a chemat doctorul, m-a sunat asistenta și mi-a zis, uite, doctorul vrea să stea de vorbă cu tine. De obicei îmi spuneau prin telefon rezultatele sau îmi spunea ce trebuie să fac următoarea zi, următoarea analiză. De data asta mi-a zis că doctorul vrea să vorbească cu mine și am zis că nu se poate să îmi spună prin telefon, trebuie să vin numai decât în office la el și ea a zis da, vrea să vii. Și am zis când trebuie să vin și ea era joi după masă și a zis că pot să vin mâine dimineață și am zis da, pot să vin mâine dimineață. Și m-am noaptea dus. Aceea yeah. N-a fost chiar ușoară. Noaptea când, albă. Când primești telefon de la medic azi și spune că mâine trebuie să vii la biroul lui, că are ceva important de discutat, nu cred că te odihnești chiar foarte bine noaptea aceea. Nu, toate gândurile au trecut prin cap și ne-am dus dimineața, m-am dus la doctor și ne-a spus, uite, veștile nu sunt bune, am suspectat că ai cancer, zice, dar din cauza că nu am fost sigur, te-am trimis la biopsie. A venit rezultatul de la biopsie și, într-adevăr, ai cancer. Când am primit vestea asta, așa cum stau în fața dumneavoastră, așa era doctorul, m-am uitat la el și privirea mea trecea prin el. Am simțit că se topește scaunul, parcă tot se prăbușea sub mine. Și în gândul meu a fost, Doamne, de ce? De ce eu? Ce am făcut? Am un copil mic. Vreau să-l văd crescând. Sunt mamă. Prima dată e o perioadă în care nu accepți ideea. Și după ce accepți ideea, îți pui întrebarea, de ce eu? Yeah. Ca fiecare om, e greu. Așa o veste, mai ales fiind tineri, formând o familie tineri căsătoriți, la câțiva ani, cu un copil, acum... Fetița cât timp avea? Doi ani și jumătate. La începutul vieții, o astfel de veste schimbă toată concepția despre lume și viață și viitor. Da, așa e. Așa e. Când te uiți înainte, nu mai știi cum să pui lucrurile, nu mai știi unde să le pui, că toate se duc într-acolo. Dar cum să rezolvă? Dar imediat, ca oameni, căutăm soluții. Și atunci, bineînțeles, că urmat, ea mă poate să zică mai bine acolo, urmat multe altele analize și... Deci ați intrat într-o perioadă grea, într-o perioadă de încercare ca și familie, în care trebuie oarecum să cred că aproape în fiecare zi subiectul de discuție era... Boala. Ce facem, cum rezolvăm, se poate rezolva, care va fi finalul, rămân văduv, rămâne fata orfană de mamă, plec din lumea aceasta, există tratament, ce să facem, unde să alergăm, un milion de subiecte de discuție. Doctorul, el a încercat să ne liniștească, să spună, îi detectat la început, o să fie tratabil, sunt șanse, nu te speria, nu vă panicați, dar numai cuvântul cancer, când l-au pronunțat, nu te-ai gândit decât la cancer la sfârșit, pentru că... Cancerul e egal moarte. Aproape în percepția că, exact, noastră, cancerul te gândești că nu ai scăpare. Odată ce auzi cancer, sunt mai mulți care ori murit decât ori supraviețuit în cazuri din astea, sau cel puțin așa credem noi. Și doctorul mi-a spus, o să facem tot ce se poate, mergi acasă, vii luni înapoi, o să punem un plan, în funcțiune ca să vedem ce facem next, o să vedem ce trebuie să facem, operație first, chimioterapie, ce trebuie făcut. Vii luni înapoi și stăm și vedem. Vineri, când am ajuns acasă, așa un
șoc de puternic am avut, pot să zic că a fost un șoc, pentru că atâta de mult m-am consumat și m-am necăjit în mine că am spus, Doamne, nu înțeleg, de ce? Și am zis, Doamne, vreau să-mi spui de ce toată treaba asta s-a întâmplat, de ce mie, de ce eu? Ca orice om, cred că am trecut printr-o stare așa de nu răzvrătire, dar un pic așa necredință. Ca o ceartă, și, întrebări fără răspuns. Am zis, Doamne, am fost, you know, o soție supusă, am fost o credincioasă bună, credeam eu, am făcut toate lucrurile bune, sau de ce mi se întâmplă mie? Dar Dumnezeu a avut alt plan și noi nu am văzut atunci planul lui Dumnezeu. Noi am văzut numai că suntem apăsați și suntem în cuptor și ca familie tânără și la început de viață, neexperimentați, netrecuți prin viața, prin școala vieții și prin viață prea mult, să avem prea multe experiențe, ne-am descurajat. Dar trebuie să introducem, cred că introducem aici o lucrare de descoperire din partea lui Dumnezeu despre care am aflat de la voi câteva zile mai târziu. Voi ați primit o lucrare de descoperire din partea unei surori din România, așa am înțeles, da. Dar ce e foarte interesant e ziua în care Dumnezeu a făcut această descoperire persoanei din România care a ajuns în posesia voastră. Ziua în care eu aici am primit vestea de la doctor că am cancer, în aceeași zi în România, printr-o soră care n-am cunoscut-o, nici în ziua de azi nu o cunoaștem, nu ne-am întâlnit niciodată, nu am vorbit niciodată, sora a avut o descoperire în timp de noapte, într-un vis sau o vedenie, în care Dumnezeu i-a arătat o familie tânără cu un copil și a avut lucrarea asta pentru noi în care ne pregătea și ne spunea aproape ce urmează și ce va fi, cum se termină totul. Noi deci am primit... Vestea în lucrare era tristă oarecum că veneau vremuri grele și o vreme de încercare, dar nu s-a terminat pe o astfel de notă. Nu. Lucrarea a avut un sfârșit pozitiv, pozitiv cu izbăvire, da. Cu tămăduire, o scăldătoare, cu vindecare, o scăldătoare, Dumnezeu folosit. Dumnezeu a vorbit că va face o scăldătoare în casa noastră și sora din Oradea a avut din partea Domnului că trebuie să transmită lucrarea asta unei surori de la noi din biserică. Sora de la noi din biserică a fost oarecum și ea, știți, în dubii, mă, să spun la familia asta, dar dacă nu-s ei, dar dacă fac și nu-i bine făcut la urmă, dacă spun și poate nu-i de vorba despre ei. Și a cerut și ea din partea lui Dumnezeu călăuzire, ca Dumnezeu să o înștiințeze dacă într-adevăr e vorba de noi, ca nouă să ne spună lucrarea. Dumnezeu i-a vorbit, ne-a adus chemarea, ne-a dat-o 3 săptămâni mai târziu, după ce sora din România a ajuns la noi lucrarea asta. Deci lucrarea a ajuns 3 săptămâni mai târziu, dar descoperirea în sine, Dumnezeu de fapt vorbise acestei surori în aceea zi în care voi ați primit diagnosticul care v-a zguduit temeliile. Și ați început să vedeți viitorul deja printr-o ceață și singurul Dumnezeu care mai era nădejdea voastră. Dar lucrarea asta pentru noi a fost ceva foarte ziditoare, parcă Dumnezeu îți vorbea și te pregătea, îți spunea că o să fie val, un val cheamă al val, chiar așa zice în această lucrare. Și dar Dumnezeu a făcut până la urmă, cum a spus, a încheiat descoperirea aceasta printr-o, că Dumnezeu o să facă o scăldătoare. Era într-un moment care pentru noi așteptam parcă de la Dumnezeu, deși nu am sunat la un
proroc sau nu am sunat ca Dumnezeu să ne descopere de ce, să ne dea un răspuns că o să se rezolve, cum o să se rezolve. Inițiativa a fost a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a inițiat acest proces. Deci o astfel de lucrare pentru un credincios poate să fie mâna lui Dumnezeu care e întinsă spre omul căzut și îl ajută să mai facă un pas. Omul care e dărâmat, omul care parcă își pierde speranța, parcă nu mai știe ce va fi în ziua de mâine, are nevoie de un salt, are nevoie de o intervenție din afară care să-l ajute să mai facă un pas pe calea credinței. Ia și pentru noi lucrarea a fost ca un fir de ață, ne-am ținut de ea, deși nu am știut cum o să se împlinească și la vremea respectivă nu vedeam cum o să împlinească Dumnezeu lucrarea. Era foarte ce ziceau doctorii și ce spunea lucrarea. Noi credeam că Dumnezeu ne-a vorbit și chiar dacă nu noi am căutat să ne vorbească Dumnezeu, am știut că Dumnezeu ne-a vorbit, n-am avut niciun dubiu că aia a fost lucrarea pentru noi. Asta a fost primul semn, de fapt, nu am cerut, nu am sunat noi, și dar Dumnezeu a fost acela care a intervenit și a ajuns lucrarea și se potrivea într-un mod în cazul lui vostru. Un val cheamă al val, era pentru noi, ok, ăsta e un val destul de mare, un al val, și chiar atunci trebuie să spun că ea, când de fapt o primi vestea în ziua asta, au făcut o criză alta de puternică de fiere, pentru că doctorii i-au spus că trebuie să mergi la operație. Trebuie să mergi la operație, acum trebuie scoasă fierea afară. Și de perforat fierea. Așa de criză puternică am avut că o zi mi-a făcut la spital, am fost la urgență, mi-a făcut x-ray și a zis că fierea e perforată, acum trebuie să te operez. Și asta a fost un val, cheamă alt val, cum a fost lucrarea. Și lucrarea asta ne-a ajutat atât de mult. Nu era destul că am primit așa o veste, acum mai și operația de fiere. Dar lucrarea, având lucrarea, Dumnezeu vorbindu-ne, pentru noi a fost să trecem mai ușor, pentru că vedeam la capătul lucrării că Dumnezeu dădea izbăvire. Sau pentru noi a fost să trecem mai ușor prin acele momente, acele zile, greale, săptămâni, pentru că doctorii au spus, acum nu putem să intervenim, să facem nimic la boala de cancer, noi trebuie să intervenim că asta e acum, asta e urgentă, trebuie să rezolvăm problema asta. Și atunci a trecut, am fost la spital și doctorii au operat-o, au scos fierea afară și după aia au continuat alte săptămâni, analize și pentru intervenții. Din cauza că fierea a perforat și ceva din lichidul din fiere din bilaia s-a scurs, a ajuns în sânge, o lună jumate nu scăpam nici cum de infecția asta din sânge. Și doctorul de cancer care trebuia să mă opereze, el m-a programat pentru cancer, pentru operația de cancer, dar din cauza că aveam, tot îmi ieșea infecția asta în sânge, mi-a zis, nu pot să te operez până când nu scap de infecție, e prea periculos să te operez așa. Și tot mi-au prescris antibiotice, mi-au zis să mă duc să mă internez în spital, să stau la ei în spital, să mă supravegheze, să vadă de ce nu scap de infecție. Și pentru că n-aveam pe seara cu cine să o las acasă, am spus, nu pot să vin în spital, vin toată ziua la spital dacă e nevoie, dar nu pot să stau în spital, nu am cu cine să las fetița. Și a mers, cum am zis, o lună jumătate, 6 săptămâni, în continuu îmi schimba, aproape toată săptămâna tot alte antibiotice și nu înțelegea de ce nu-mi trece infecția asta din sânge. Și după 6 săptămâni, în sfârșit, au zis că e gata, dar în timpul ăsta de 6 săptămâni, doctorul a zis, cancerul se extinde, nu-i bine să stăm așa, trebuie să facem ceva. Și au zis, din cauza că nu pot să te operez, cred că ar fi bine să încep chimioterapia. Eu nu am vrut, am zis, Doamne, nu vreau, că am citit de chimioterapie, ce era mai rău. Am zis, nu vreau, Doamne, trebuie să trec pe aici. Și Dumnezeu a zis, da, trebuie să treci pe aici. Am zis, Doamne, dar te rog, nu mă lăsa, rămâi cu mine și în cuptorul ăsta. Și
Am început în timpul ăsta chimioterapia. Chimioterapia mi-a făcut foarte rău, mi-era foarte rău, foarte, foarte rău. Veneam acasă, 3 zile nu puteam să stau în picioare. Și după 3 săptămâni de chimioterapie, doctorul a făcut iar analizele și a zis, nu mă ajută chimioterapia, tot la operație ajung. Deci, chimioterapia n-a dat rezultatele nu anticipate dat de medici, doctor, ia, după și părerea el, lor, nu v-a ajutat. El a zis că nu mă ajută din cauza infecției și medicamentele de chimioterapie nu putea să-mi dea ce vroia el foarte tare pentru că făcea reacție cu antibioticele ceva, nu, și-o zis, nu vreau să risc, că nici așa nu-i bine. Complicație peste complicație. I know, și eram disperat. Nu știu dacă oarecum am definit cancerul, este vorba de cancer uterin? Ovarian. Sau ovarian, ok. Ovarian. Deci ca să știm despre ce. La ovarul drept. Așa. Ovarul drept a fost afectat. Și, deci, cancerul agresiv a progresat, medicii au ajuns la concluzia, chimioterapia nu ajută. Aici care a fost următorul? Aici a fost ceva foarte e foarte important să menționăm faptul că ea, când soția când a rămas însărcinată, a rămas însărcinată, a avut-o pe Sera în ovarul drept. Și acum a fost diagnosticată cu cancer la ovarul drept. Era ovarul stâng care încă nu era afectat de cancer. Mm-hmm. Dar ea de la început o știu de la doctor, doctorii spunându-i că niciodată nu o să aibă copii cu ovarul stâng, pentru am că era ceva o malformație din naștere și ea niciodată nu o să aibă copii. Dacă vreodată o să aibă copii, o să fie în ovarul drept, niciodată în stângul. Ok. S-a s-o fost destul de... E o chestie interesantă care merită menționată. Deci aici vorbim de cancer la ovarul drept, singurul care, după părerea specialiștilor, putea să producă oul necesar pentru însărcinare. Yes. Ovarul stâng era incapabil. Eu mi-au zis că am, așa mi-a zis doctorul, că am o malformație, probabil din naștere, care nu se poate repara. Nu-i nicio problemă, nu mă afectează niciun fel, atâta că nu nu-i pot productiv. Să... Da, nu-i productiv. Da. Nu o să pot niciodată să rămân. Și acum cancerul a atacat ovarul sănătos. Dreptul. Bun. Bun. Care putea să producă viață în viitor. Yes. Și ce s-a întâmplat? După ședințele de chimioterapie care doctorul a zis că nu merită să le continuăm pentru că nu dă niciun rezultat, în sfârșit a trecut infecția aceea din sânge și mi-a zis știi ceva, un pic situația e prea complicată, eu nu te mai pot ajuta, pot să te trimit la un alt doctor mai bun și să vedem ce poate el să facă. Eu m-am îngrijorat, am zis, acum mă lași baltă când, știți? Când am mai mare nevoie de ajutor. Acum când în sfârșit s-a dus infecția și tot ce ai zis că ai nevoie ca să pot să mă operez și m-a trimis la un alt doctor, la Mayo Clinic. M-am dus, l-am cunoscut, el mi-a zis, uite, așa e aici la noi rânduiala, trebuie și noi să facem, deși avea toate analizele, tot dosarul meu cu tot de la spitalul precedent, eu zis că așa trebuie și ei să facă încă o dată tot. Așa. O făcut, o zis, într-adevăr, situația e exact așa cum a pus și ei diagnosticul, ea trebuie să te operezi, o zis, eu operez de peste 40 de ani, am 40 de ani de experiență, varianta cea mai bună e să te operăm și să faci o histerectomie completă, să scoți tot, continui viața, o să fii sănătoasă și... Nu o să mai poți să ai copii niciodată. Nu o să mai poți să ai copii, pierderea. Dar cum zic ei, count your blessing, ai una, ai o fetiță, deja... Mulți nu au copii, tot voi aveți zicea, un copil. Voi măcar aveți unul. Poți să rămâi în viață, măcar rămâi în viață. Exact. Deci rămâi și îți crești copilul. Scoatem tot afară, mai ales de ce să ții ovarul stâng, pentru că ovarul stâng oricum nu-i productiv. Scoatem tot afară.
Și mai ales soția, mai ales nici cum. A venit acasă și chiar m-a întrebat: Cornel, tu ce crezi? Că să facem așa, să scoată doctorul tot afară? Eu chiar dacă ziceam că nu, la ce ar fi ajutat-o pe ea? Parcă sună, știți cum să spun, nu scoate dacă doctorul spune să scoți afară. Că e periculos, poate cancerul să se întoarcă. Într-un an de zile chiar o zis doctorul, a zis că dacă nu-l scot, într-un an de zile vii și trebuie să te operezi iarăși. Trebuie să te operezi din nou, pentru că cancerul o să afecteze și... Recidivează, zicea el, că șansele sunt foarte mari să revină, să recidiveze. În alte cuvinte, el vorbea real din experiența lui că s-a întâmplat. Și deci a fost oferit o recomandare logică și plauzibilă pentru voi. Deci nu era ce a ieșit din comun. Medicul nu era împotriva voastră. El vroia să vă ajute ca să rămână Soraima în viață, soție și mamă la fetița Sela. Da, dar știți... În conștiința mea nu m-am putut împăca cu gândul ăsta și asta a fost cea mai mare luptă psihică la mine. I-am zis la Cornel, dacă Dumnezeu vrea ca să trec pe aici și să urmez recomandările medicului, de ce în inima mea am dorința asta așa de mult să mai am copii? I-am zis, asta nu e o dorință rea. De ce Dumnezeu a lăsat în inima mea dorința asta dacă Dumnezeu știe viitorul și dacă într-adevăr așa o să fie cum zice doctorul că nu o să mai am copii? De ce dorința asta în inima mea nu dispare? Sau de ce nu mă pot consola cu ideea asta că nu o să mai am și asta e? Și m-a rugat și am început să mă rog, Doamne, dacă e voia Ta ca... să scot tot, te rog, schimbă inima mea, schimbă mintea mea, fă-mă să accept, poate asta e voia Ta într-adevăr, poate eu mă încăpățânez degeaba să mă țin așa strâns de dorința asta mea, dar dacă nu-i voia Ta, dacă Tu ne-ai binecuvântat cu Sela și mulțumim lui Dumnezeu că e sănătoasă, e cu minte și dacă nu-i voia Ta să mai avem alți copii, te rog, schimbă inima mea ca să pot să mă consolez, să accept voia și mergem mai departe, rămânem cu Sela, mulțumim Domnului pentru ea. Și nici de cum nu s-a dus dorința asta, a fost mai arzătoare. Mai tare s-a aprins focul. Da, atunci am zis, Doamne, Tu ne-ai promis biruință, ne-ai promis binecuvântare. Eu ce... gândesc eu că înseamnă biruință și binecuvântare, îi că Tu o să mai îmi dai măcar un copil. Și am început să mă rog așa și am zis, Doamne, dacă Tu ești cu mine prin toate încercările astea, toate care veneau una după alta și parcă mai adânc ne scufundam așa în disperarea asta, am zis, nu vreau decât să se facă voia Ta în toate. Dar dacă Tu ai îngăduit toate lucrurile astea peste mine, vreau ca la sfârșit să-mi dai un băiat. Îndrăzneață cerere. Și i-am zis la Cornel. Cornel a fost singurul care a știut. Și am zis, crezi că e păcat să cer așa ceva, să mă rog așa? Cum să fie păcat? Și el a zis nu. Și am zis, ok, atunci cere cu mine. Am început să ne rugăm. El a zis, hai să nu cerem un băiat, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea un copil. Nu puteam să spun. Dar eu în inima mea am zis, Doamne, eu vreau un băiat. Dacă ăsta e semnul, vreau ăsta să fie semnul că Tu asculți, că Tu lucrezi, că mă iubești și chiar dacă o trebuie să trec pe aici, vreau să-mi dai un băiat. Păi știam că Cornel își dorește foarte mult un băiat. Asta a fost, de fapt, pornirea care a fost... Vorbim de după operație. Asta a fost, nu a fost încă operația făcută. Nu a fost încă o operație. Deci sunt momente dinainte operației. Care vorbeam unul cu celălalt. Discutați între voi. Deci, pe de o parte, voi vă luptați cu viața și cu moartea, așa, dar vă va ardea de... încă un copil și un băiat chiar. Yes. Eu am fost mai specifică. Dacă o să trec cu bine prin asta, știu că Dumnezeu o să-mi asculte rugăciunea. Și așa a fost. Ne-am dus la operație. Înainte de operație, 3-4 zile de fapt înainte de operație, pentru că doctorul insista foarte mult să semnez hârtiile că sunt de acord ca să scoată tot și să
Am zis, nu, nu pot să fac treaba asta, împotriva conștiinței mele de creștin, de credincios, nu pot să semnez hârtiile. Și eu zis, ok, luni când vii la operație, o să-ți dau atunci să semnezi, până atunci mai vorbește cu soțul, poate te răzgândești. Și 4 zile înainte de operație am mers la rugăciune. Și Dumnezeu, și Dumnezeu ne-a vorbit, v-a făcut lumină cu privire la, ce a fost stat în linii mari descoperirea și lucrarea care ați avut-o, care v-a ajutat să luați decizia. Fratele la care am fost la rugăciune a avut o vedenie. A avut o vedenie în care a văzut un pom. Jumătate de pom era uscat, jumătate era verde. Și a zis că ploua, așa, ploaie măruntă, și stăteam cu mâinile ca un căuș așa, ca să strâng picăturile de apă. Dar zic că stătea mult, pentru că ploua așa de mărunt, dura mult să strâng un pumn de apă să pot să pun la rădăcina pomului. Zic că doream ca să văd și cealaltă de jumătate de pom verde. Și zic că eram totuși insistent așa și aveam răbdare să stau, să adun apă, să puneam, dar totuși pomul nu, jumătatea care era uscat, nu a înverzit, nu a făcut nimic. O zis că, dar cealaltă jumătate care era verde, o zis că o făcut rod. Și noi când am înțeles lucrarea, am știut fratele nu știu cauza noastră, nu știu nimic, problema pentru care noi ne-am dus. Și când am avut vedenia asta și când i-a zis-o, noi am știut, bineînțeles, la ce se referă, ce o să fie, cum pentru o să fie. Pentru oricine altcineva care ar fi ascultat această descoperire și chiar și pentru persoana care a avut descoperirea, nu făcea mult sens. Dar pentru voi, când e vorba de un copac jumătate verde, jumătate uscat, pentru voi a fost lumină. A fost lumină din partea lui Dumnezeu și lămurire, răspuns la rugăciunile voastre. Răspunsul deci Dumnezeu. În urma acestei lucrări și descoperire ați mers la medic și ce ați semnat? Ce ați vorbit cu doctorul? Chiar înainte să mă anestezieze, mi-au adus iară hârtiile, am spus nu semnez. El a zis, dacă tai și când deschid și văd că e ceva wrong, pot să fac și fără semnătură. Am zis, numai și numai dacă îi ceva care trebuie neapărat. Altfel nu. Și m-a anesteziat, m-a adormit. Când m-am trezit, acum eram ca după anestezie. Doctorul a venit și mi-a zis că am fost încăpățânată, dar în sensul bun. Și mi-a zis că sunt norocoasă. Acum ăștia-s termenii folosiți de medici. Eu n-am putut să-i vorbesc încă înapoi atunci că eram sub efectul anesteziei, dar mai târziu, când m-am dus la control, după aceea, el mi-a zis iară că tare norocoasă am fost, tare noroc, am avut mare noroc și i-am spus, nu sunt deloc norocoasă, sunt binecuvântată. Și el a zis că ce m-a făcut să mă încăpățânez așa? A zis că nu a avut nicio pacientă așa de încăpățânată, în sensul bun. Că a zis, la toate pacientele care le-au avut de 40 de ani de când practică chirurgia, tot timpul când a fost un caz din ăsta, pacientele insistau și îl rugau pe el ca să facă tot ce se poate, să curețe, să scoată afară, să nu rămână nimic. Zic că așa erau de speriate și de doritoare să nu aibă alte complicații. Zic că eu am fost prima care m-am opus efectiv, chiar și pe masa de operație când am fost acolo înainte să mă adorm complet. Am spus sub nicio formă, nu. Deci binecuvântarea a fost, nu norocul, binecuvântarea că a scos ovarul și tumoarea afectată, partea afectată și a rămas ovarul stâng care nu trebuia să fie productiv. Ce s-a întâmplat după aceea? Am venit acasă, mi-am revenit, la câteva luni am făcut analizele, m-au declarat fără cancer, am dat slavă Domnului, am zis mulțumim la Dumnezeu. Am început să ne revenim un pic, știți, un pic mai relaxat, un pic mă simțeam mai bine, a fost tot ok. Acum viața mergea normal, nu era nimic deosebit. Dar în timpul ăsta de un an de zile de la vestea când am primit, când am primit cancer, Cornel a avut 3 vise.
Și pe mine mă durea când îmi spunea visele astea, că dorința de a avea copii încă a rămas în mine. Deși știam că șansele sunt foarte mici, cum au zis doctorii și așa, am zis 1% să fie șanse și still, este o șansă. Și Cornel visa mereu că am venit cu un baby acasă, că era un baby mic care l-a adus de la spital. Și inima mi se strângea, am zis, Doamne, o fi oare vreodată așa? Dar îl consideram ca un vis, nu ne legam de el, că a fost un vis care acum gata, se întâmplă. Dar s-a repetat visul ăsta de 3 ori. Și pentru... a început să fie, să însemne parcă ceva. Deși, cum am zis, nu ne legam, dar primul vis a fost că era copil, era baby mic, a doilea era mai mărășor, ne jucam cu el prin casă, ba chiar a treilea am început să râd la soție că mie îmi place pescuit, eu mă duc la pescuit când am ocazie, și a treilea vis eram cu el la pescuit, era deja băiat mare, 5-6 anișori, nu pot să zic câți anișori, dar era destul de mărișor. Și a început să însemne parcă visul ceva pentru noi, am zis că chiar și venea... în vis îl striga David. Yes. Îl chema David, îi zicea David. Cât a durat până când visul s-a împlinit? Visul s-a împlinit... Deci aici a fost o perioadă, cum am zis, visul, au fost 3 vise, așa? Dar a fost la perioadă destul de îndelungată în timp, în tot timpul ăsta cât a fost, 9 fost luni, deci în perioada de 9 luni a fost, până când s-a împlinit. De fapt, ce e important e că la 11 mai, un an mai târziu, exact în ziua când se împlinea un an de când am primit vestea că am cancer, Cornelu a avut al 3-lea vis. În sâmbătă aia dimineața. El s-a trezit, mi-a zis visul, o pleca la lucru, eu am rămas, am plâns, am zis, Doamne, o fi vreodată, că deja e al 3-lea vis. Începeam să... Bă, chiar m-a întrebat, tu chiar crezi că o să mai avem copii? Am zis, ce o vrea Dumnezeu? Dacă Dumnezeu o să vrea să ne mai dea copii, o să ne dea copii. Noi trebuie numai să credem și Dumnezeu e ăla care face, care poate. El a plecat la lucru și în sâmbătă aia m-am trezit, ca sâmbătă, cu treabă în casă și m-am gândit, e un an de zile azi de când am primit, ce an dificil a fost. Ea a început așa de bine, după aia a fost toată problema cu boala, operațiile și uite, totuși s-a terminat totuși cu bine anul. Și stând în casă cu Sarah, am zis, mi-a venit un gând așa, am zis, mă duc să fac un test de sarcină, dar dacă visele lui Cornel se împlinesc. Și m-am dus și am făcut un test de sarcină care a ieșit pozitiv imediat. Și prima reacție a fost, o, nu-i bun, greșeală. E expirat sau e ceva. Expirat. am mai luat 2, am mai cumpărat 2 imediat, am venit, le-am făcut, ori ieșit și alea și am zis, nu se poate. Și m-am dus la el lucra. M-am dus la ziua el. Ziua asta nu o să uit niciodată. Eram chiar la un frate din biserică. Lucram acolo, eu lucrez în domeniul cabineților și care instalam cabineți acolo. Și a venit acolo și a intrat pe ușă, nu a zis nimic, a zis hai, a intrat pe ușă și a venit direct la mine să mă cuprindă, să-mi dea ax, și am zis ce s-a întâmplat, am început să plângă. Și ce s-a întâmplat? Și ea zice că sunt însărcinată. Când am zis că sunt însărcinat, m-am uitat la ea, îți venea să râzi, dar am început să plâng acolo. Să uita fratele, sora din biserică, oamenii ăștia se uitau la noi. Au zis, ce s-a întâmplat? S-a speriat, ai venit, ce ai zis, ce s-a întâmplat? Că am început amândoi să plângeți, spuneți și nouă, ce s-a întâmplat? De fapt, zic, nu-i nimic rău, e ceva bine care noi, de fapt, nu putem să nu plângem, că era ceva extraordinar. Parcă cât de mult am vrut să credem și credeam, era de necrezut. Era ceva ce nu ne-am așteptat. Cât de mult așteptam, parcă era neașteptat. Au fost extraordinar. Nu ne-am așteptat așa de repede. Știți, yes. Cum? Așa, parcă trăgeam nădejde, dar niciodată nu ne-am închipuit că o să se întâmple exact la un an de zile să aflăm.
Un an mai devreme primisem așa o veste tristă și grea, acum... și acum totul s-a întors și era așa o veste. Iată cum ne surprinde Dumnezeu într-un mod plăcut de atâtea ori în viață. Va trebui să ne oprim aici, timpul nostru a expirat. În câteva momente o să spunem bun venit doar pentru câteva secunde și copiilor despre care am vorbit în ziua de astăzi, ca să-i vedeți și dumneavoastră și să vă bucurați împreună cu noi de lucrările și minunile pe care Dumnezeu le face între noi.